Bună seara, dragi prieteni de pe Facebook! Suntem într-o nouă seară de joi, de data aceasta în luna august. Prin urmare, o nouă ediție a conferințelor Plantăm Fapte Bune în România. Numele meu este Marin Toma, sunt gazda dumneavoastră de fiecare seară de câteva luni bune și alături de mine, colegul și prietenul Mihai Enescu, o altă gazdă a dumneavoastră pe care deja sunt sigur că o cunoașteți și o îndrăgiți. La fel ca de fiecare dată, nu uitați să ne dați binecunoscutele share, like, comment și pe limba noastră românească scrieți-ne sub imagine tot ceea ce vreți să ne întrebați, tot ceea ce vreți să întrebați pe invitații noștri și acum și dacă veți urmări înregistrarea mai târziu, nu în timpul transmisiunii ei în direct. Mihai, despre ce vorbim în seara asta? Salut, Marin! Vă salut, dragi prieteni! Dacă acum două luni am asistat la o prezentare realizată de o bună prietenă, colegă, doctor peisagist, Diana Culescu, cea care ne-a povestit despre arborele în oraș și diferitele utilizări și modul în care inginerii peisagiști au grijă de arbori la modul individual, astăzi vă propunem o prezentare oarecum complementară, în egală măsură complementară, cât și diferită, pentru că vom intra și în partea de, spre finalul prezentării, și în partea de proiectare. Ce înseamnă să proiectezi un spațiu verde în mediul urban. Și vreau să subliniez un aspect, încă de la început, în mod special. Vom discuta cu doi ingineri peisagiști. Există, poate că nu mult știu, și jobul, meseria de inginer peisagist de puțin peste 20 de ani. Ingineri peisagiști care, mă rog, în cadrul Facultății de Horticultură parcurg și ei o sumedenie de, să spunem, discipline de interes oarecum asemănătoare cu ale noastre ale silvicultorilor, dar și diferite, pentru că ei abordează arborii în mod special la nivel individual, nu ca un ansamblu la nivelul arboretului, spre exemplu, ceea ce facem noi silvicultorii. Nu spun mai multe și vreau să dau direct cuvântul prietenilor noștri, Corina Trancă și Cristi Căprescu, ingineri peisagiști și, cum e frumos și firesc, ladies first. Corina, te rugăm! Mulțumim, mulțumim foarte mult, Mihai, pentru introducere. Vă urmărim de când ați început și suntem la curent cu toți invitații voștri și aflăm informații noi. De fiecare dată este minunat ce faceți și vă felicităm. Aș vrea să dau drumul la prezentare puțin ca să aflăm și să afle toată lumea cine suntem. Eu sunt Corina și colegul meu Cristi, împreună formăm compania CT Landscape de la Căprescu și Trancă. Suntem doi peisagiști care am terminat în aceeași generație, practic colegi de facultate. Am fost ultima generație care a terminat cu 5 ani de studiu. Eu am mai făcut și masterul imediat după ce am terminat și Cristi a intrat direct pe teren în practică, să practice meseria asta, să vadă despre ce este vorba. Și eu am mai devenit, imediat după ce am terminat facultatea, am devenit și membru în Asociația Peisagiștilor. Mi s-a părut foarte important să fac parte dintr-o asociație de profesioniști și să intru în comunitatea asta de peisagiști, să învăț cât mai multe. Cu emoțiile de rigoare și cu toată pregătirea noastră de astăzi și de fapt de săptămâna trecută, că am început să lucrăm de săptămâna trecută la prezentare, sper să reușim să vă prezentăm măcar 10% din tot ce ne-am propus să vă arătăm. Firma noastră, după cum se vede, a luat naștere în 2014, după ce am terminat masterul, după ce am lucrat puțin, ne-am dat seama că vrem să facem, să ducem meseria asta mai departe și să o practicăm pe termenii noștri. Corina, scuze, și un share screen, te rog, la prezentare. Am înțeles. Uitasem share screen-ul. Bun.
Deci de aici vine numele Căprescu e în trancă, ca să înțeleagă, să înțeleagă toată lumea. Scopul nostru încă de la bun început a fost acela de a crea spații adecvate pentru oameni. Oameni care pot interacționa cu natura și în care își pot desfășura activitățile zilnice și spații care să se dezvolte în armonie și cu ajutorul oamenilor cumva dincolo de viața noastră. Pentru a ne atinge cumva scopul, era și este în continuare necesar să ne asigurăm că proiectele noastre se și implementează corect. Și așa, cumva, de la bun început ne-am împărțit treaba și în mod evident am vrut să ținem cont de cât mai mulți factori previzibili și imprevizibili care pot influența designul asupra comportamentului uman. Și odată cu schimbările climatice și cu dezvoltarea tehnologiei, foarte multe aspecte pot influența utilizarea spațiului. Am puțin emoții. Cristi, te rog să intervii dacă ai ceva de adăugat. În meseria noastră sau în peisagistică avem legătură cu foarte, foarte multe domenii, domenii pe care le-am învățat, dar și altele pe care le-am dobândit de-a lungul timpului, pentru că am interacționat cu ele, am interacționat cu oameni specializați pe alte anumite domenii și am cunoscut oameni interesați de anumite domenii despre care a trebuit să ne interesăm și noi și care au fost cumva evidente să le cunoaștem, să le știm, să ne informăm și să punem la îndoială orice informație pe care o primeam așa, pur și simplu de-a gata. Trebuia să testăm, trebuia să verificăm și trebuia să căutăm informația care, în primul rând, pentru noi trebuia să aibă logică. Mai ales, dacă pot să intervin puțin, mai ales prin faptul că beneficiarii grădinilor pe care le proiectăm și le amenajăm, fiecare au interesul și hobby-ul lor și vin cu domeniile lor de interes pe care vor să le practice în grădină, ar trebui să studiem și acele domenii destul de bine și unele dintre ele s-au lipit de noi și le-am pus în practică așa cum am putut noi mai bine în grădinile proiectate de noi. Odată cu oamenii pe care i-am întâlnit, bineînțeles că inevitabil am dat și de alți oameni foarte influențe asupra noastră și cred că printre primii, dar cel mai influent așa care ne-a șocat la prima apariție, îl cunoaștem pe Paul Stamets de vreo 13 ani, cred că l-am văzut prima dată la un TED și am observat că a apărut și în conferințele Plantăm Fapte Bune și mă bucur de fiecare dată când aud pe cineva că vorbește despre Paul Stamets. Ne-a uimit cu cunoașterea lui asupra viața ciupercilor. Practic, ne-a interesat. Mai târziu am dat și de... am zis să nu-l confundăm pe Paul Stamets cu personajul Paul Stamets din Star Trek, care îmbină fizica cu micologia și... E un omagiu adus este, marele psiholog Paul Stamets. Are legătură. De ce ne-a interesat la Paul Stamets real, adevărat, a fost ideea că ciupercile pot schimba, adică ne-a deschis cumva plaja informațiilor despre natură, despre ce se întâmplă sub pământ, și despre cum anumite ciuperci pot să
prin microfiltrarea cu ciuperci ca mecanism, ca bioremediu, de fapt, pentru anumite zone poluate, cum ar fi râuri, pot fi folosite în unele situații. Apoi, aprofundându-l, ca să mai continui eu puțin, am aflat cum comunică plantele, cum se hrănesc, de fapt, prin micoriză, prin faptul că ciupercile, de fapt, desfac mineralele din pietre și din jur și le transmit arborilor și plantelor, de fapt, și se hrănesc cu glucoză, adică procesul ăsta în care, prin fotosinteză, frunzele creează glucoză, se trimită la rădăcini, de fapt, trimit la rădăcini, ajung la micelii și micelii sunt foarte fericiți de treaba asta și dau minerale înapoi odată cu apa și cu alte substanțe nutritive și fără să-l cunoaștem pe Polteamet și fără să cunoaștem toată lumea asta, nu înțelegeam la fel de bine cât de important este să protejezi solul, cât de important este să tratezi anumite boli cât mai puțin invaziv și cât de frumoasă este natura pe de-a întregul ei. Aflând cât mai multe despre viața ciupercilor, ne-am dat seama și cum intervențiile noastre pot influența apariția unor ciuperci. În cadrul unor ateliere de peisagistică făcute începute din 2017 până în 2020, am avut ocazia să vedem cum peisajul se poate schimba într-o anumită perioadă anului, numai pentru că am deranjat solul și am știut de ce, pentru că învățasem asta de la Paul Stemets. Un alt influencer de-ai noștri este Alex Shaigo, biolog, care a fost descoperit și menționat în cărțile sale de doamna Ana Felicia Iliescu. Aici în imagine sunt eu super entuziasmată de cărțile pe care le-am primit prin intermediul Dianei Culescu. Doar ea a putut să faciliteze, prin ea am putut să aprofundez lucrările lui Alex Shaigo și să învăț mai multe despre arbori. Și cărțile astea erau atât de mult așteptate pentru că comanda a făcut-o cu 5 luni înainte, deci practic a durat 5 luni să vină cărțile și să ne apucăm de ele, să ne apucăm să le studiem, să aprofundăm informația. Imediat am ieșit pe teren să studiez cazurile, să pun în practică și să observ ceea ce aflasem, toată informația nouă. Și am făcut câteva imagini despre ce găseam la fața locului și îi trimiteam mereu lui Cristi să vadă. Făceam schimb de informații, de uite ce am mai descoperit, uite cum se aplică noțiunile învățate până în momentul ăsta. Bineînțeles că am ieșit în natură și întâmplător, cred că a fost și noroc. Eu am obiceiul să mă uit foarte mult pe Google Earth, să urmăresc anumite situri pe Google Earth. Câteodată dacă vrem să ieșim pe undeva, întâi urmăresc situ din Google Earth să-mi dau seama care ar fi zona cea mai interesantă de mers în ea și întâmplător am dat de o pată într-o pădure care avea altă culoare și e curioasă și curioasă și mai târziu și pe Cristi făcându-l curios de chestia asta, ne-am dus până acolo să vedem ce este. Într-o pădure de stejare am dat de un grup de arbori, un grup de plopi, singuri de altfel din toată pădurea și mânați cumva de Alex Shaigo și de ideea de a rămâne la curent cu toate informațiile la vremea respectivă și de a nota fiecare
informație pe care o găsim, am început să-i cartăm, am început să-i studiem mai adânc, să ne dăm seama cam ce vârstă au. Plopii din imagine au aproape 200 de ani și prezența lor acolo nu ne-am putut explica-o decât prin faptul că undeva în urmă cu 200 de ani ar fi existat un singur plop acolo care a fost tăiat sau a murit din condiții naturale și din rădăcinile lui au dat acești 9 sau 10 plopi, cred că au fost în total. Dar, repet, totul a plecat de la Alex Shaigo, acest maestru al arborilor, și asta ne-a influențat și mai târziu să predăm și să vorbim oamenilor mai departe despre noțiunile învățate despre arbori, despre patologia arborilor și practic să le explicăm că oricine poate să planteze un arbore dacă îl plantează corect. Asta fiind și un mit al lui Alex Shaigo, că oricine poate să planteze, dar nu oricine poate să planteze corect. Așa că a fost de mare ajutor. Alt influencer este Monty Don, pe care îl urmărim de foarte mult timp. Am avut ocazia să vedem, chiar dacă nu am ieșit foarte mult în plimbări peste granițe, prin emisiunile lui am reușit să simțim cumva și alte parcuri. Are o emisiune foarte interesantă care se numește 80 de grădini în jurul lumii și cu ocazia asta am reușit să vizităm practic majoritatea grădinilor și parcuri importante din lume. Ce am rămas de la Monty Don a fost perseverența și speranța că un spațiu poate să arate foarte bine dacă este foarte bine îngrijit și mai ales dacă este iubit. Dacă înțelegem plantele, dacă înțelegem unde este locul lor și rolul lor, nu putem decât să ne bucurăm de spațiu respectiv. Și bineînțeles tot felul de metode de grădinărit, practică, foarte multă practică. Am văzut-o live în emisiunile lui și îl avem așa cumva în spatele minții, în momentul în care și noi la rândul nostru vorbim cu oameni despre cum trebuie să îngrijească un spațiu și că acest proces nu trebuie să le aducă decât fericire. Dacă nu le aduce fericire, degeaba înseamnă că ceva nu a mers din designul grădinii. Cum ziceam, mare parte din oamenii care ne influențează proiectele sunt clienții sau beneficiarii sau utilizatorii spațiului, pentru că practic, ei folosesc spațiul. Noi îl folosim pentru o scurtă perioadă în faza de proiectare și în faza de urmărire de implementare a proiectului. Și foarte, foarte rar, așa, când mai vizităm spațiul. Dar oamenii care se află și care practic beneficiază de un spațiu, ei sunt cei mai mari influențări asupra designului și asupra cum o să arate un spațiu în viitor. Și totul începe de la fișa clientului, de la adunarea informațiilor și, bineînțeles, informații despre oameni. Ce își doresc oamenii în spațiu respectiv și ce resurse au și ce sunt dispuși să facă și cum să întrețină spațiul respectiv în viitor. La o scară mai mare, în momentul în care suntem implicați în proiecte de activare a grupurilor civice, avem nevoie de chestionare
Chestionarele se întâmplă la fața locului, vorbim cu oamenii direct, nu se întâmplă în online sau în offline sau pe mail sau prin SMS-uri, ci stând de vorbă cu oamenii și aflând informații de la ei despre practic ce-i doare pe ei în spațiu respectiv, ce le lipsește, ce ar vrea și nu neapărat la ce se așteaptă, ci la ce sunt ei dispuși și ce își doresc ei să facă pentru spațiul respectiv. Toate chestionarele astea, bineînțeles că sunt adăugate într-un tabel, sunt centralizate practic și este foarte ușor să îți dai seama care e durerea mare într-un spațiu, mai ales într-un spațiu public. Anul ăsta am descoperit că cea mai mare durere a fost gunoiul și asta ne-a împins cumva să ne interesăm și noi mai mult despre cum putem să atacăm problema asta și să ne informăm mai mult despre ce se întâmplă cu gestionarea deșeurilor, mai ales în București, dar și în mediul rural, pentru că și acolo e o problemă și acolo ne-am întâlnit de problema asta. O altă modalitate de a ne aduna informațiile, cum am zis și mai devreme, folosim foarte mult tehnologia care este la îndemână și este gratuită și este publică. Folosim hărți vechi care mai nou sunt disponibile. Sunt disponibile cu ocazia influenței tehnologiei, o folosim și noi. Și suprapunem hărțile vechi peste cele noi ca să ne dăm seama cum s-a schimbat spațiul sau ce a apărut prima dată și care ar fi reperele cumva culturale, dacă există ele cumva într-o anumită zonă, și de multe ori avem și surpriza să găsim în apropierea terenului sau chiar în mijlocul terenului niște obiective care ar putea fi luate în considerare în partea de proiectare și puse în valoare. Altă variantă este studiul altitudinilor de pe Google Earth. Este o aplicație destul de recentă în care poți să îți dai seama la diferite altitudini. Mai nou, Google Earth are totul ridicat în 3D și ai putea și poți să îți dai seama la ce etaj se află sau la ce înălțime se află un anumit arbore sau pe o suprafață delimitată, pe un hectar, pe cât consideri, care este suprafața de acoperire a arborilor, a canopy, îmi vine pe engleză, coronamentul arborilor și cam ce se întâmplă în momentul în care plouă. Câtă apă este preluată de coroana acestor arbori. Și avem situația de față în piața Chibrit, unde foarte puțini arbori ajung să preia primele picături. Desigur, blocurile preiau primele precipitații, dar în rest rămâne goală și în felul ăsta putem să ne dăm seama cam care este densitatea construirii, densitatea spațiului, masei foliare și să ne dăm seama de unde apar problemele de inundație. Odată cu partea asta a hărților vechi, mai studiem și monografii în funcție de unde ne aflăm, literatură, câteodată peisajele mai apar descrise și în proză și în poezie și avem foarte multe, foarte mulți scriitori care menționează peisaje sau anumite stări din anumite locuri care pot fi informații utile în faza de proiectare și mai ales articolele științifice locale pe care sau conexe care s-au făcut în locurile respective. Nu de multe ori am
Am preluat articole și de la Mihai, am studiat articole și de la Mihai și mi-am dat seama de anumite zone împădurite din Tulcea, anumite studii făcute cam de ce există ceea ce a fost studiat în locul respectiv și am înțeles mai bine spațiul, locul. Pe lângă toate informațiile astea se adaugă, sau peste informațiile astea cu hărțile, se adaugă planurile urbanistice zonale. Vorbind de București, puzurile se schimbă destul de des, mereu sunt în dezbatere, mereu există hotărâri, trebuie să ținem cont de ele, indiferent că lucrăm cu mediul public sau mediul privat, avem câteva hotărâri pe București care necesită informarea clientului, fie el că e public sau privat. Spre exemplu, pe București, și știu că puține orașe au lucrul ăsta, este necesar ca orice intervenție asupra unui arbore, indiferent că este pe spațiu public sau pe spațiu privat, trebuie să fie o intervenție avizată de primărie și de direcția de mediu. Asta înseamnă că, practic, pentru orice ramură vrei să tai sau orice arbore pe care vrei să-l defrișezi, în București ai nevoie de aviz. Nu multă lume știe despre chestia asta, dar în momentul în care preluăm o grădină, preluăm un spațiu, facem cunoscută legislația și hotărârile locale, le facem cunoscute în rândul oamenilor ca să fie în cunoștință de cauză în cazul în care se întâmplă ceva. Pe lângă asta mai există și legislația, care e destul de conexă. Pe lângă legea 24, legea spațiilor verzi, pe care Asociația Peisagiștilor a propus-o spre a fi modificată încă din 2017, tot așteptăm să se modifice, sperăm să se modifice cât mai repede, sunt foarte multe noțiuni acolo greșite, dar și anumite articole din anumite legi se leagă cu spațiile verzi și atunci noi trebuie să le cunoaștem pe toate. Pe lângă asta mai cercetăm și partea de știri locale, anumite hazarde, anumite informații ne pot fi utile în faza de chiar în faza asta de analiză a spațiului și a tot ce se poate întâmpla în spațiul respectiv, dar și în jurul spațiului, lucruri care pot influența sau nu, la un moment dat, în viață, pot influența spațiul sau oamenii care folosesc spațiul respectiv. Și nu de multe ori, dacă știrile sunt destul de locale, se întâmplă să fim și acolo și să facem un pic pe reporterii, ca să zic așa, mai mult ca informație de moment, să știm ce s-a întâmplat la momentul respectiv. Aici se întâmpla că a aterizat elicopterul american și eu eram în zonă, am ieșit imediat, n-am știut ce se întâmplă și am început să mă plimb pe străzi, să-mi dau seama ce s-a întâmplat, pe unde s-a întâmplat și dacă nu, cumva niște arbori au căzut și din ce cauză au căzut. Se vede în prim plan, bineînțeles că au căzut câteva ramuri, elicopterul respectiv a luat cu belicea, a luat câteva ramuri, dar în mare parte erau uscate. Și erau uscate pentru că vegetația din București de multe ori prezintă semne de îmbătrânire din cauza tăierilor inadecvate, bineînțeles, și cele mai frecvente semne sunt ciupercile. În cazul de față, ciupercile sunt destul de noi, destul de sănătoase, semn că arborele mai are câțiva ani să o ducă bine. Dar asta vreau să zic că în toate cazurile, chiar și în cazuri din astea un pic mai ciudate, putem să ne dăm seama ce se întâmplă la fața locului și nu ratăm nicio ocazie să investigăm și să cercetăm și să aflăm mai multe informații
de obicei despre spațiu verde și despre arbori. E foarte, o să intervin eu puțin aici ca să dau un timp de respiro. E foarte, mi se pare foarte interesant când văd câte o știre în care zice vântul și precipitațiile și furtuna au doborât arborii și te duci la fața locului să vezi despre ce e vorba și vezi că arborii aia oricum nu puteau să stea în picioare, adică administrarea, gestionarea greșită a arborilor a dus la prăbușirea lor, nu neapărat vântul. Aici este un pic se transmite o informație un pic defectuoasă din punctul meu de vedere, se dă vina pe vreme, când de fapt dacă te uiți un pic cum au fost tăiați cu 2-3 ani înainte, cum spunea și Diana emisiunea voastră de data trecută de cu 2 luni, nu, arborii stau în picioare, nu e o problemă cu ei dacă bate vântul sau plouă, dar dacă sunt bolnavi și tăiați greșit și lăsați să se îmbolnăvească mai departe și neîngrijit, normal că vor cădea. Da, încercăm să ne luăm știrile noastre despre arbori, mai ales când vine vorba despre doborârea lor din motive meteorologice. Primele linii și primele analize ne duc, bineînțeles, la partea de la partea internă, practic, situl pe care urmează să-l studiem, de unde face parte situl respectiv și care sunt expunerile terenului sau al casei sau a zonei de parcare sau a străzii sau a spațiului pe de-a întregul, ce se întâmplă și ce se și preconizăm ce se va întâmpla sau cum se va dezvolta în jurul acestui spațiu, cum se va către ce tinde și ce se va întâmpla cu spațiul din jur și cum va influența vântul, vremea. Toată vremea, soarele, da. Soarele, vântul. Pe unde se o analiză a expunerilor este necesară mai ales pentru reducerea consumului de energie în apropierea unei construcții. Tot așa, primele linii într-un proiect se referă și la zonificare. Fiecare zonă dintr-o grădină sau dintr-un spațiu se delimitează cam ce vrem să se întâmple, unde vrem să se întâmple și care sunt punctele de perspectivă sau capetele de perspectivă din care vrem să privim. De obicei, asta se întâmplă destul de repede și împreună cu analiza expunerilor și cu analiza circulațiilor, care în unele situații este nevoie să fie aprofundată la nivel de bălți în momentul în care plouă, pentru că circulația oamenilor, dar și parcarea mașinilor poate să difere în funcție de vreme. Odată cu toate aceste analize, cumva se descrie tot conceptul. Partea de concept este unică în fiecare sit pe care îl abordăm și el rezultă foarte mult din toate analizele pe care le facem până în punctul ăsta. Foarte rar există mai multe concepte, se pot dezvolta mai multe concepte. Dar în general, în cea mai mare parte există doar unul care duce către o soluție foarte bine definită, soluție care nu se abate foarte mult de la faza de concept. În alegerea speciilor urmărim foarte mult ce se întâmplă pe teren, avem și partea asta de cercetare în teren, ne dăm seama care este peisajul, care sunt compozițiile de
de plante care există și plante spontane sau nu, tot așa din imaginile satelitare ne dăm seama dacă s-a intervenit și când s-a intervenit asupra spațiului și cu, odată cu analiza vegetației din locul respectiv sau din, din jurul sitului, ne dăm seama care sunt speciile care vor trăi acolo și se vor dezvolta, se vor dezvolta destul de bine. Lucrul ăsta se întâmplă deseori în perioada de iarnă. Majoritatea proiectelor le începem iarna și asta e foarte important la noi, să cunoaștem, să recunoaștem speciile, să știm să recunoaștem speciile și iarna. Parte din soluția pentru partea de vegetație, tot cum ne alegem speciile, ne gândim în viitor cum se vor dezvolta ele ca masiv într-o grădină sau într-un spațiu în următorii ani și venim cu completări și cu adăugări și cu momente în care se va interveni asupra vegetației, practic vegetației lemnoase. Ce se întâmplă în primii 3-5 ani, cum în ce perioadă după 5 sau 10 ani se pot insera partea de, se poate insera etajul de mijloc. Și abia după 12 ani se poate interveni la o curățare, la o rărire a vegetației pentru a avea efectul dorit. Dacă din primii ani ne dorim să avem puțină umbră și nu putem să, nu se poate crea asta din prima într-o grădină, asta înseamnă că vegetația va trebui să fie plantată ușor mai deasă și peste un număr de ani să fie eliminată treptat și ce se elimină și ce rămâne liber și mai exact ce cer rămâne liber, pentru că avem nevoie și de lumină, dar avem nevoie și de curenți de aer printre coroanele acestor arbori pentru a fi aerisiți, pentru a fi cumva mai puțin expuși la boli și la ciuperci în general, pentru că umezeala mare adună și ciuperci. Ne bazăm foarte mult pe noțiunea zisă de Shaigo, cu specia potrivită la locul potrivit, și adăugăm noi și îngrijită potrivit, pentru că e foarte important cine îngrijește aceste exemplare care merg dincolo de plantarea lor. Și la momentul actual sunt foarte puțini specialiști care știu să abordeze această problemă și atunci ne ferim de unele exemplare care ar putea să ajungă, de unele specii care ar putea să fie îngrijite mai greu. Alegerea exemplarelor se face pe criterii de vârstă. Alegem arbori. Pentru noi arborii sunt practic cea mai importantă componentă a unei grădini și a unui spațiu, pentru că merg dincolo de viața noastră. Și atunci, ei fiind cei mai importanți, tot așa din studii ne-am dat seama și din practică că arborii tineri se prind mult mai repede și ajung mult mai repede la vârsta dorită față de un arbore cu o circumferință mai mare. De principiu, o circumferință de 10, 12, maxim 14 centimetri în diametru este ideală pentru a planta în spații urbane. O mică corectură, pentru că știu că se agită foarte mult pe lume la expresia asta. O circumferință de 10, 12, 14 în circumferință, nu în diametru, după aia în diametru e cu totul altceva și am auzit o grămadă de observații. Circumferința este circumferință, diametru e diametru. E o scăpare de emoție, sunt sigur, dar trebuie să fac remarca asta, că suntem interpretiți și știm diferența dintre circumferință și diametru la arbor.
Da, circumferința este, cât țin eu în mână arborele, practic desfășurata degetelor mele, care în situația din stânga este undeva pe la 24-26 de centimetri față de un arbore tânăr pe care noi îl preferăm la 10-12 centimetri, cred că este acesta. Pentru că, din experiența noastră, știm că în următorii 5 ani, arborele mai mic îl va ajunge pe cel mai gros. Pentru secelul gros îi ia 3 ani până se obișnuiește cu locul, e scos din ghiveci, își dă seama dacă se poate, nu se poate. Groapa e mult mai mare, există șansa să moară mai, există o șansă mult mai mare să moară, sunt o grămadă de factori și o grămadă de riscuri. Atunci apreciem mai mult arborii mai subțiri. Da, da. Ca și în cazul silviculturii, știm, pentru că am participat și ne bucurăm că am participat la acțiunile voastre de împădurire și am văzut că voi folosiți, am văzut de atunci, de când 7 ani, poate și mai bine, am văzut ce fel de puiet se folosesc la împăduriri. Sigur, e altceva și scopul este altul, dar cu cât sunt mai tineri arborii, cu atât prinderea lor este asigurată. Altă idee pe care o folosim este complementaritatea plantelor. Încercăm să dăm puțină culoare prin asocierea foliajului, diferite flori cu diferite graminee, spre exemplu, care poate să creeze anumite senzații. N-am să insist foarte mult aici, că ține foarte mult de estetică și de design, adică intrăm foarte mult în detaliu. Apoi aș vrea să vorbesc despre unicitatea spațiului, în sensul în care spațiul este unic dacă este gândit și dacă este îngrijit și dacă îngrijirea lui continuă. Asta îl face pe el să fie unic în esența lui. Câteodată este foarte, foarte ușor să ajuți un spațiu să devină ceva doar dacă îi dai un bobârnac, ca să zic așa. În situația de față a fost suficient să tăiem o bordură care a fost pusă în curtea blocului Liric, lângă grădina Cismigiu. O curte interioară unde apa pluvială se ducea și ocolea practic tot spațiul verde, nu ajungea în spațiul verde, drept urmare toată suprafața era slab udată. Asta este o imagine de la din luna februarie lui 2018 și după 3 ani mai târziu, vegetația a început să-și intre foarte mult în treabă, ca să zic așa, pentru că a avut apă și cu ajutorul oamenilor și cu ajutorul specialiștilor am reușit să înverzim spațiu fără să afectăm foarte mult structura lui. Unicitatea spațiului ăsta a venit și este în continuă creștere și prin prisma oamenilor care au grijă de el și au început să-și aducă ghivece de prin scări, de prin apartamentele lor și să le doneze, să le alăture noului spațiu verde, pentru că acum arată bine. Tot legat de unicitatea spațiului, la fel este important ca... E dată de oameni, scuze-mă, ia te întreb. Unicitatea spațiului e dată de oamenii care au grijă. Vedem și în poza anterioară când oamenii intervin și au grijă. Oamenii sunt unici, au grijă de spațiu, sunt interesați de spațiu și atunci unicitatea lor se transmite asupra spațiului. Aici noi n-am pus decât niște trandafiri și niște câteva plante și
un altar, doi, faptul că oamenii sunt atât de interesați în fiecare, iubesc acest loc, e grădina lor și în fiecare weekend stau și privesc și pigulesc și mângâie și mai completează și întreabă și așa mai departe și atunci fac acest spațiu să fie unic pentru, și a fost proiectat pentru ei, deci e unic și cred că se va vedea și complementar cu poza următoare. Da, noi am făcut mult mai mult în spațiul ăsta. Noi am proiectat și circulațiile în spațiul ăsta, nu doar am venit cu plantările și prin design transmitem oamenilor și bineînțeles cu discuții cu ei pe partea de design a spațiului, dar și pe partea de implementare, discutăm cu ei ca să îi facem să înțeleagă și să își apropie spațiul cât mai mult ca să aibă grijă de el. Câteodată este suficient să aduci spațiul la nivel uman și să faci totul să fie la îndemână, ca el să arate bine și beneficiarul, utilizatorul să se bucure de el și să îl țină în frâu și să interacționeze cu plantele, cu natura, practic. Și iar unicitatea spațiului, bineînțeles că e dată de proiectant și asta ne-a rămas în minte, că și-a adus aminte și Cristi din facultate, o vorba unui profesor care spunea cumva cu alte cuvinte că el ca proiectant, în momentul în care proiectează un spațiu, îi spune clientului că spațiul respectiv este al lui, pentru că el l-a proiectat, el l-a gândit și este un fel de copilul lui. Și că îl lasă în grija în clientului să aibă grijă de el, să-l crească și să se bucure de el. Ne-a plăcut ideea asta, ne-a plăcut ce a zis Florin Teodosiu și așa abordăm proiectele noastre. Multe, dar vin și din momente foarte, foarte mici, în sensul că dacă reușim într-un proiect să tăiem corect o ramură pentru a face pentru a crea un spațiu de trecere cât mai facil, un spațiu în care lumea să nu mai dea cu capul în crăci, în care să nu-și mai rupă ochelarii sau să-și zgârie fața în drum spre parc. În cazul ăsta este în drum spre piața Walter Mărăcineanu, intrarea în Cismigiu. Astea sunt lucruri care ne bucură și dacă reușim să redăm oamenilor un spațiu pe care ar trebui să-l folosească, să poată să-l folosească fără obstacole. Și apoi alte bucurii ne mai vin și pe WhatsApp, în momentul în care diferiți clienți își dau seama de cum arată spațiul și noi la rândul nostru ne dăm seama că abia atunci înțeleg, deși inițial ne-au zis că sunt de acord și sunt, de cele mai multe ori sunt de acord, dar ne bucură foarte tare când avem feedback-ul ăsta din partea lor. Inspirația iarăși ne vine în momente de relaxare. Pentru mine, momentele astea de relaxare se manifestă sub formă de curiozitate și de admirație în natură. Consider că natura este cel mai bun peisagist și cele mai bune soluții vin din studii și cercetări observate și experimentate de noi ca practicieni. Și ceva mai mult din mainstream, ca următoare generație, avem foarte mulți colegi care au intrat pe latura asta unreal. Virtuală.
virtuală, așa, aveam un lapsus, colegi peisagiști care practică peisagistica în mediu virtual și au ajuns să lucreze în mediu virtual, să își pună cunoștințele și să creeze peisaje în mediu virtual. Și există și oameni care se bucură de lucrul ăsta și în ultimul timp suntem fanii unui gamer care este și streamer, care se joacă un joc absolut superb, care cumva redă o viață, un peisaj apocaliptic de care și el este uimit și rămâne stupefiat în foarte multe momente de peisajele create de developerii acestui joc, de unde pe Cristi l-a influențat și să caute peisaje de genul ăsta post-apocaliptice și în România, pentru că avem destul de multe și să îi le trimită acestui gamer. Și de aici o să-l las pe Cristi să vorbească. Da. Cu mult mai multă emoție cred că o să vorbesc eu și cu mult mai puține informații de transmis. Meseria mea se manifestă într-un mod practic, într-un mod cu cazmaua, cu târnăcopul, cu roaba și toate astea în paralel cu oamenii, cu discuții cu clienții, cu discuții cu cei cu care colaborăm în implementare. Să dau și eu un slide acum. Eu mă mișc mai greu. Cred că în momentul ăsta ar trebui să apare. Apare? Cred că apare. Da. Continuarea de Cristian Căpescu. După cum spuneam, eu lucrez mai mult în teren. După ce am terminat în 2009, m-am apucat direct și am intrat direct pe șantier și a trebuit să coordonez oamenii, să ne apucăm de treabă, să vorbesc cu beneficiarii, să le explic ce urmează să facem. Nu toată lumea înțelege de la început ce implică, acceptă de la început ce urmează să se întâmple în grădină și experiențele mele au început de la a amenaja spații foarte mici cât mai bine posibil, până la, mă rog, să ajung mai încolo. Lucru pentru oameni, după cum se vede aici, era un spațiu cu gazon, mereu se chinea clientul să trară mașina de plâns peste gazon și nu folosea spațiu și l-am, conform proiectului Corinei, am făcut un spațiu pentru oameni prin care clientul urmează să se plimbe printre plante, să le înțeleagă mai bine, să le simtă altfel. La fel lucrăm foarte mult cu pământul și ne interesează foarte mult să avem grijă de pământ când lucrăm cu el, pentru că el este cel lucrând cu pământul. E foarte ușor să-i strici structura, mai ales dacă lucrezi wood și trebuie să lucrezi corespunzător, să ai o intervenție cât mai mică asupra lui când execuți o grădină, ca vegetația să se dezvolte corespunzător. Am ajuns să lucrăm pe spații mai mari. Asta e o poză, cred. Grădina asta m-a amenajat, o cred, în 2017 sau 2018. Bineînțeles, fiind un spațiu mai mare, lucrez cu utilaje. La fel, ca și coordonator de lucrări, trebuie să gestionez și să fac logistica parcurgerii utilajelor, astfel încât intervenția asupra solului să fie cât mai mică, să nu deranjăm în funcție de ce intervenții facem acolo, să rămână vegetația cât mai liniștită, să se poată dezvolta cât mai bine. Deci este o lucrare, implică foarte mult discuția cu beneficiarul, care de la început, de când vede poza, adică imaginea pe care ne prezintă nouă spre a fi amenajată, nu își imaginează că se poate face ceva și, din experiență, aici este foarte, foarte multă
nevoie de muncă efectivă, de experiență, de a practica meseria asta de la cea mai mică plantă pe care o plantezi, la a grebla pământul, la a săpa pământul, la a învăța cum să fii cazmaua ca să poți să faci... Și de a proteja vegetația existentă. În cazul de față se vede cum lucrările ocolesc practic partea de jos, partea de sub coroana arborelui, tocmai pentru a nu-i deranja rădăcinile. Da, sunt foarte multe aspecte. Am foarte mult ajutor din partea Corinei, care pe lângă că studiază toate cărțile pe care le-a prezentat și mi le prezintă și mie, are grijă și se asigură să urmăresc în teren în momentul în care discutăm despre cum urmează să se întâmple o amenajare, să ținem cont de tot ce învățăm, ca și din nou, asta se traduce în experiență. La început e mai greu, mai faci greșeli, dar după aia, după un timp, ajungi să devină foarte la îndemână prin practică. Și practic asta înseamnă că atunci când avem proiecte pe care noi le considerăm cu elemente unice pe care nu le-am mai făcut, să trebuie să simțim nevoia să le facem noi, să vedem noi cum se poate pune în practică, să ne asigurăm că sunt puse în practică cât mai bine, ca să putem să ne asumăm tot procesul. Și aici vedem o alee la care am lucrat, proiectată și în funcție de materialele găsite, cum putem să o punem cât mai bine, să o implementăm cât mai bine. Alee care, dacă vedeți în imaginea din dreapta, reprezintă o mică parte din grădină și din proiect, dar e foarte important să ne asigurăm că gazonul, na, e un gazon, îl pui drept foarte bine, arborii îi pui cu verdele în sus foarte bine, aici, după câțiva ani de practică, poate reușești să îi pui corespunzător, dar în momentul în care faci ceva un pic mai inedit, trebuie să te implici cât mai mult în mod personal și la fel cu oameni și cu beneficiarul, să explici, să-i prezinți toate materialele. Aici a fost o discuție foarte lungă în care am adus mostre, am vorbit cu beneficiarul, le-am explicat, uite cum o să vină, uite cum o să se întâmple, uite cum o să arate la sfârșit. La fel și aici, o alee simplă, sub structura, cum urmează să fie după aia aranjată, ca să fie câteva dale aruncate în gazon, pentru că nu sunt doar niște dale pe care le pui pe gazon și după aia aștept să arate bine, ci există multă muncă în spate cu grebla, cu cazmaua, cu lopata și mai departe, pentru un proiect care e mult mai mult decât această alee. Și care ține cont mai ales de pasul uman. Cumva pietrele alea nu sunt aleatoriu așezate, ci țin cont de cum pășești pe fiecare piatră. Aici e foarte, foarte important să ai încredere în proiectant și să știi că proiectantul știe ce faci și să, practic, să nu te abați. Iar e o experiență care vine cu timpul un pic mai greu la început, dar în momentul în care înțelegi cât analiză și câtă gândire în spatele proiectului pe care îl implementezi, îți dai seama că trebuie să respecti la centimetru tot proiectul. La fel și aici, ați văzut și în imagine de Corine, vine la nivelul omului, care poate fi percepută la nivelul omului care se plimbă în picioare și poate să aibă grijă fără să se aplece, foarte complicat. Mă rog, astea sunt mai mult ce ține de proiectare. La partea de execuție care ține de mine este cum aranjăm toată situația asta să poată să funcționeze în timp și inclusiv că tot vorbim despre oameni și interacțiunea oamenilor cu oameni, la sfârșitul zilei, cum organizăm uneltele astfel încât când vine beneficiarul să verifice care este situația lucrării, pentru că întotdeauna va fi interesat, cel puțin ăștia sunt beneficiarii care ne bucură, cei care sunt interesați să urmărească, cei care sunt interesați de cum va evolua grădina, pentru că simțim că vor fi interesați și după aia să ne anunțe dacă se vor ocupa ei
de grădină să ne anunțe în momentul în care întâmpină probleme sau au necunoscute sau vor să mai introducă ceva. Și încercăm să lucrăm, să fie un fel de cartea noastră de vizită și cum, ce se întâmplă cu spațiul la sfârșitul zilei și cum sunt organizate uneltele și materialele, astfel încât să poată fi vizitat în momentul în care închidem ziua de lucru. Aici este un pic mai dificil în grădinile din centrul Bucureștiului, este destul de greu să te miști prin ele și atunci șantierul de lucru trebuie să țină cont de dimensiunea redusă a spațiului. Și am intervenit aici, Cristi, pentru că aș vrea să te rog să te grăbești un pic, că suntem în întârziere, am impresia. Mai am foarte puțin și oricum. Am înțeles. Nu suntem întârziere, nu e ca la televiziunile clasice, nu ne bate cineva la ușă, nu ne intră pe post, nu ne dă afară, nu am transmis de la Tokyo. Ai, ok, atunci. Mulțumim. Și aici vine cu experiența, vine curajul și ajungi să ai ocazia să faci niște lucruri care sunt de amvergură din punctul meu de vedere, adică să manevrezi niște arbori mari cu o macară de 60 de tone și să te miști cu bol de excavator pe lângă bobcat și să faci niște șanțuri într-o grădină mare și, mă rog, lucrări complexe. Aici sunt niște lucrări complexe pe care momentul în care mi-am asumat, țin minte discuțiile cu clienții la lucrările astea, am zis în momentul ăsta pot să fac ce mi se cere din proiect. Acum 2 ani aș fi refuzat pentru că nu m-aș fi simțit în stare. Și mi se pare că discuția asta în care ești sincer cu clientul și îți asumi ceea ce urmează să faci și ești sincer și cu tine ca să poți să ajungi să faci mai departe, e foarte important. Se vede în voce când te întreabă clientul și asta cum o facem? Păi uite așa, așa, așa. A, are foarte multă logică ce îmi spui. Da, are, pentru că am mai făcut-o acum 2 ani, am mai făcut-o de 5 ori, am mai făcut-o, dar dacă nu știu, aș fi înclinat să zic nu știu, hai să vorbim cu cineva care știe. Asta mi se pare și de asta e foarte important să discuți cu clientul încă din faza de proiectare, încă în faza de logistică, de coordonare, de pregătire a lucrărilor, ca să nu existe, să existe cât mai puține. Vor exista în fiecare zi pe șantier necunoscute. Experiența te învață cum să le gestionezi și te mai învață ceva un pic mai tiptil așa, și anume că le vei rezolva. Atâta timp cât ești atent și îți dai interesul și ești devotat, orice problemă pe care o vei întâmpina, o vei rezolva, după care necunoscutele încep să se rărească. Și după cum spuneam, foarte important să practici. Oamenii fac grădinile, grădinile nu apar pur și simplu. Oamenii fac grădinile pentru că alți oameni vor ca acei oameni să facă grădinile. Și cu cât te implici și tu mai mult și nu lași lucrurile să apară pur și simplu și ești un exemplu pentru ceilalți prin faptul că te dedici și tu și atunci oamenii cu care lucrezi tu și oamenii care beneficiarii văd că ești acolo și te implici, nu dai două directive și pleci, atunci lucrurile se mișcă mult mai bine. Și beneficiarii, dar și colegii noștri și colaboratorii noștri. Suntem mereu pe lângă ei să învățăm de la ei mai multe informații și suntem mereu lângă oamenii noștri să-i ajutăm să le fim alături și să ne simțim bine făcând această meserie. Da, exact așa este. Și asumarea vine în imaginea de stânga, în momentul în care, ca și coordonator, nu ți cont de anumite chestii, trebuie să te asumi și atunci tu ești ăla care intră în groapă și scoate apa, tu ești ăla care se duce să mai aducă doi boxuri pentru că n-ai organizat bine treaba și, în anumite cazuri, nu ești ăla, e Corina,
cea care udă plantele până când e gata sistemul de irigat. Deci asta ține și de asumare și de rezolvarea problemelor pe care nu poți să le faci, din punctul meu de vedere, doar zicând, hai să se rezolve cu avantajate. Și ca o concluzie la prezentarea mea este să te simți bine pe unde poți să have fun, nu să te distrezi ca traducere mot-a-mot, ci să simți plăcerea muncii, să iubești natura și cea mai importantă chestie dintre toate când te prinde oboseală e să știi să stai în robă, să te odihnești. Cam asta a fost din partea mea. Mulțumim. Ne ajută să știm mai multe detalii în ceea ce privește roaba. E o tehnică. E o Ai trecut prea repede peste... Sunt 12 ani de experiență. Cred că în al 11-lea an am prins exact cum și m-au învățat colegii cu care implementez lucrările, pentru că este un secret foarte bine ținut. Am înțeles. Două secunde. Noi aveam două întrebări. Una este mai devreme, dar n-am mai intervenit. Vă las acum să răspundeți. E așa cumva de natură statistică. Domnul John Gana ne întreba dacă știți din tot ce ați citit, apropo de prima parte, câte amenzi s-au dat în 2021 pentru arborii care au fost tăiați fără avizare. În 2021 nu știm, dar știu, am cerut altă informație, dar numai pe sectorul 6 și am fost uimită că am primit această informație despre câte amenzi s-au dat în 2018, am impresia, în sectorul 6 pentru parcării pe spațiile verzi. Și am aflat că am primit răspunsul că s-au dat amenzi în valoare de 2240 de lei la vremea aceea. Însemna, din calculele mele, cunoscând sancțiunile care se dau pe legea spațiilor verzi, însemna cam maxim 10 sancțiuni pe persoană fizică, pentru că sancțiunile sunt destul de mici pe persoană fizică. Pe persoană juridică se ridică ceva mai mult, pe la 1000 de lei. Dar asta este o informație pe care am ținut morțiș să o aflu, pentru că făcusem foarte multe sesizări pentru parcări de mașini pe spațiu verde și am zis trebuie să văd dacă din toate sesizările mele ceva s-a sancționat. Și am aflat că s-au dat în perioada aia doar maxim, din calculele mele, 10 sancțiuni, au zis doar suma. Dar se poate afla, puteți să faceți cerere la poliția locală din fiecare sector și poliția locală este obligată să vă dea un răspuns în termen de 30 de zile. Am impresia că e termenul limită. Da. Și mai avem o întrebare a colegului și prietenului nostru, Dumi. El vă întreabă cât de mult contează arhitectura clădirilor pentru amenajarea unui spațiu verde. Cât de mult contează și aș adăuga cât de mult vă încurcă sau vă ajută, ținând cont și de ce, eu știu, solicitări ați mai avut de-a lungul timpului. Arhitectura grădinilor ne ajută. Clădirilor. Arhitectura clădirilor. Arhitectura clădirilor. Nu ne încurcă, cât ne simțim că venim în urma lor înspre completare și bine ar fi, și rare ori se întâmplă în domeniul nostru, să fim implicați încă din faza de proiectare a construcțiilor. Găsim foarte des construcții sau, mă rog, case care, din păcate, nu țin cont de expuneri și asta ne uimește foarte tare și este puțin dureros, face parte din lista noastră de dureri. E puțin dureros când trebuie să venim și să reparăm arhitectură și să reparăm, să venim cu soluții pentru amenajarea spațiului exterior, pentru a corecta anumite greșeli care se fac în arhitectură. Câteodată ne ajută, câteodată ne influențează foarte bine, mai ales noile
Noile proiecte, noile concepte, sunt arhitecți fenomenali care vin cu niște idei care ne inspiră și pe noi în grădină și de la care putem să ne legăm și întotdeauna creăm o legătură între spațiul exterior al casei, cum putem să punem casa în valoare, dar în același timp să și legăm interiorul de exterior, cumva să aducem sentimentul de siguranță și în exterior. Deseori facem treaba asta. Cel mai rapid exemplu pe care pot să îl dau în momentul ăsta e să-ți aduci sentimentul de siguranță prin crearea unor coroane deasupra capului, prin continuarea tavanului din interior și la exterior. În unele situații te poți simți foarte vulnerabil dacă ieși din casă și ieși direct sub cerul liber, ești expus vremii în momentele astea și atunci câteodată ne ajută, câteodată nu ne ajută. Depinde de arhitectură, cam asta e. Mă încurcă atunci când nu există. Sunt destule case, nu avem noi prea multe experiențe cu ele, dar am întâmpinat lucrări și proiecte pe care trebuie să le amenajăm la case care nu aveau nicio arhitectură. Atunci e un pic mai complicat și cum zicea și Corina, amplasarea lor nu ține cont de expunere și te trezești cu o casă lipită aproape de latura sudică a proprietății și vezi că nu poți să pui niciun arbore să o umbrească și așa mai departe. Sunt niște elemente, dar în general e frumos. Mai dați-ne câteva detalii, apropo, că ne-am de asta cu referire la expunerea casei și poate cei care ne urmăresc adevăr urmării nu înțeleg foarte bine exact ce rol ar avea. La un instru, poate să te uiți în partea altă. Să vezi peste gar la vecina și ți-ai pus casa cu geamurile pe direcția aia. Mâna, la un moment dat poți să găsești fel și fel de criterii care să n-aibă tot timpul legătură cu partea asta pe care voi o prezentați. Depinde ce vrei de la spațiul tău. Depinde ce vrei și ce spațiu ai. Dacă spațiul tău poate susține un anumit tip de vegetație. Dacă stăm să luăm în calcul legislația, în mod normal nu prea ai voie, mai ales pe terenurile astea mici de 300, sub 300 de metri pătrați, dacă mai pui și o casă, să zici că are vreo 150 cu tot cu locul de parcare, îți rămâne foarte puțin spațiu în care să mai plantezi ceva ce te poate proteja. Te poate proteja de soare, de vântul dominant, dar mai ales de fereastra vecinului, unde casele sunt foarte, foarte apropiate. Dacă ții cont de legea pomiculturii care îți spune că n-ai voie să plantezi la mai puțin de 2 metri de gard și de legea construcțiilor care îți indică că ar fi bine să nu plantezi arbori la mai puțin de 5 metri de o construcție, ajungi la concluzia foarte repede că nu mai poți să ai arbori în curte. Dar există diferite specii care se comportă ca arbori, există vegetație arbustoidă, se numește arbuși care se fac, care au o creștere semănătoare cu a arborilor și care pot să îți dea o anumită protecție. Expunerea casei în situații, dar și expunerea blocurilor, spre exemplu, se fațadelor, se referă foarte mult la consumul de energie care duce odată cu care vine odată cu expunerea la soare sau la vânt. Pe timp de iarnă bate vântul în zona noastră, cel puțin pe București, bate dinspre nord-est, mai mult dinspre est, bate crivățul. În Timișoara, spre exemplu, bate din nord. Trebuie să știi foarte bine de unde bate vântul în regiunea ta. Și atunci în zona respectivă se pot prevedea masive de vegetație, dacă există spațiu, care să blocheze vântul ăsta dominant. Desigur, trebuie să fim atenți și să nu cadă arborii peste noi, adică specia potrivită trebuie să fie la locul potrivit. Dacă folosești specii care sparg vântul dominant, nu trebuie neapărat să fie rășinoase,
Poate să fie și foioase cu un desiș foarte mare de ramuri, cum e carpenul, spre exemplu. Are o coroană foarte, foarte deasă și poate să spargă vântul dominant aproape ca o specie rășinoasă. Apoi mai e partea de însorire, unde vara, în mijlocul verii, pe partea sudică a casei sau a terasei, pentru că te gândești și unde mai stai în perioada călduroasă, sau pe partea sudică a blocului, acea parte o să fie puternic afectată de soare, puternic îngălzită. Și ce reduce foarte mult radiația solară este umbra arborilor și totodată cu ei vine și un microclimat mai umed prin procesul de evapotranspirație a frunzelor. Și atunci arborii în partea sudică a unei clădiri, unui obiectiv, că nu trebuie neapărat să fie clădire, poate să fie și terasă, locul unde stai sau un spațiu de joacă pentru copii, poate să influențeze microclimatul destul de mult. În aceeași linie, dacă e foios, iarna cauți acea căldură pe terasă și atunci te aștepți ca acel arbore plasat pe sud să fie foios, să-i cadă frunzele și după aceea să permită soarele să te încălzească toamna, primăvara, iarna, cât încă sunt 14 grade afară și nu vine căldura aia de la 16 grade în sus, nu sunt de ce fel de persoane. E o tehnică folosită și în arhitectură, unde pe partea expusă soarelui se folosesc balcoane la etajele superioare sau se face puțin fațada în pantă, astfel încât soarele să intre iarna, când este mai jos, să intre direct în casă și să încălzească casa, iar pe timp de vară, când este soarele aproape perpendicular sau oricum mai sus, unghiul de cădere să nu permită încălzirea casei. Mulțumim, amândurora. Eu mai am două întrebări, așa cumva ca provocări. Tocmai, nu neapărat pentru voi prin conținutul întrebărilor, ci cumva ca să înțeleagă mai bine cei care ne urmăresc mai multe aspecte din activitatea voastră. Prima dintre ele ar fi cum evoluează, cum a evoluat în timp relația cu proprietarii sau cu cei, sigur, pentru care faceți lucrările, că pot să fie persoane fizice, pot să fie, nu știu, persoane juridice de la instituții publice, la, știu, la dezvoltatori care construiesc un cartier. Nu știu dacă au fost așa mulți, că nu prea le-am văzut în București spațiile astea verzi, dar asta să ne spuneți voi. Eu pot să zic cum a evoluat colaborarea mea cu grupurile de inițiativă civică și aici mă bucur foarte mult să am feedback și să am onoarea să am la îndemână un grup de inițiativă civică care mi este foarte drag și pot să vizitez și tot timpul îmi transmit informații, îmi transmit imagini din grădini și ce a mai înflorit și cum mai e folosit spațiu și orice informații au nevoie legate de peisagistică, dar nu neapărat pe zona, grădinile pe care am intervenit din jurul Cismigiului, dar și în Cismigiu. Și iar pe partea privată avem clienți care cel puțin pe mine mă contactează să-mi spună cât de bine se simt acolo. Pe Cristi îl contactează mai des pentru că el îi vizitează mai des și le oferă consultanță cel puțin de vreo două ori pe an să vadă că lucrurile merg în regulă și îi vizitează să vadă dacă fac bine ce fac sau dacă au uitat vreo noțiune, dacă se țin de treabă sau dacă e ceva ce pot îmbunătăți. Aici poate să zică Cristi mai multe. Da, sunt puține ocaziile în care încetăm o relație în ceea ce privește binele grădinii. Adică cel puțin o dată de două ori pe an sunt contactat de majoritatea clienților pe care le-am avut de-a lungul experienței noastre ca peisagiști. Asta
buna practică și buna punere în practică și acum deja sunt 10 ani, sunt 7 de când am făcut firma și deja se văd niște grădini după 7 ani, după 6 ani și ne recomandă atunci clienții, ne recomandă mai departe, deja sunt absolut sigur că grădinile pe care le-am făcut ne pot recomanda. Experiențele cu contactul, comunicarea pe care o avem de-a lungul execuției prelungește relația, face relația să devină ceva mai personală. Aici, interacțiunea mea, pentru că sunt zilnic pe teren, pe parcursul execuției și execuția unei grădini durează 2-3 săptămâni, o lună, 2-3, și atunci gândește că comunici zilnic aproape cu clientul și inclusiv cu, a evoluat inclusiv cu cartiere rezidențiale, aici e o poveste un pic mai frumoasă din punctul meu de vedere, de care mă bucur că am experiența asta și am avut experiența să ajung aici și am muncit să ajung aici și mă bucur că mi s-a oferit ocazia. Lucrăm în Dumbrava Răstiei, care mi se pare cel mai frumos și bine gândit cartier pentru oameni, cu spații bine gândite și create, și am ajuns acolo acum vreo 2 ani, fiind contactat printr-o cine poate cine, haide vino tu, hai să curățăm o grădină de buruieni. Și m-am dus acolo, asta era, deci acum am 12 ani de experiență, atunci aveam doar 10 ani de experiență, m-am dus, am zis, n-am cum să ratez ocazia să lucrez în Dumbrava Vlăstiei, și că dau cu mătura printre sale, pentru că e o experiență pe care o căutam. Vorbeam mereu cu Corina, trebuie să ajungem într-un domeniu de ăsta și să arătăm deja, consideram că știm câteva chestii din meseria noastră și putem să arătăm ceea ce știm. Și am intrat acolo să curățăm o grădină de buruieni și de 2 ani jumate suntem consilieri în Dumbrava Vlăstiei, head gardener, cum vrei să-i spui. Mi se pare că este am ajuns să fim apreciați și să ținem, datorită relațiilor pe care le-am tot ținut cu fiecare client în parte, am ajuns în punctul în care mă consider desăvârșit în domeniul ăsta. Sau, mă rog, cât de cât pot ce am făcut până acum. Mulțumim mult! Ultima întrebare și eventual, deși ați atins fiecare dintre voi, sigur, tangențial partea asta, ar fi așa pentru fiecare și ca și un mesaj de încheiere pentru cei care ne urmăresc. De ce ar avea oamenii nevoie de un spațiu pentru ei, un spațiu verde? Nu neapărat un colț în casa acolo unde să fugă de probleme sau de restul familiei. Cu ce ne-ar ajuta? Din toate punctele de vedere pe care le considerați voi. Primul rând, te ajută cu bunăstarea zilnică. Dacă în drumul tău sau imediat cum deschizi geamul sau imediat cum pășești afară, spațiul nu este de calitate, nu îți zice nimic, te lovești de peisaje urâte sau care nu te întâmpină cu nimic, sunt monotone, sunt aceleași mereu, viața ta devine monotonă, nu înțelegi de ce nu te mai simți bine și spațiul din jurul nostru ne face să ne simțim bine și mai ales când este frumos. Nu degeaba căutăm frumusețea naturii și natura schimbătoare, pentru că peisajele, se pare că peisajele montane cel mai adesea sunt vizitate în perioada de toamnă, când coloritul este maxim. E ceva ce ne vine natural, e ceva ce este ceva ce orice om are nevoie, orice om are nevoie de frumos și orice om are nevoie de noutate și de a vedea că ceva evoluează, că ceva crește, nu stagnează, nu rămâne la aceeași formă mereu. Ceva evoluează odată cu el.
Pentru mine răspunsul e foarte complex. O să încerc să ating cât mai puține puncte și să nu intru foarte mult în filozofie, dar o luăm de la cât de haotică este lumea și cât de haotic se întâmplă totul în jurul nostru și puțin control pe care îl obținem și marea satisfacție pe care o obținem atunci când tăiem un trandafir uscat și lângă el apare alt boboc de trandafir și știm ce am făcut când cărmănim pământul cu mâinile și găsim o râmă și după aia plantăm o floricică sau un bulb de lalea și primăvara vedem că am florit și se întâmplă oarecum ajutat de noi și prevăzut de noi și ordonează puțin lumea și haosul și tot ce nu controlăm de când ieșim cu mașina pe stradă și nu știm cine ne va lovi și nu știm ce o să se întâmple și ce stil mai apar și mai departe. Și este bucuria de a vedea că viața revine primăvara după ce toată iarna a fost înghețată și nu te-ai văzut nimic și după aia o grădină amenajată, gândită pentru treaba asta, îți aduce bucurie și dă joa de vibră și te duce mai departe. Este interacțiunea cu diferite feluri de frunze, cum spune Corina mereu și am observat și eu, ce frumos este să atingi o frunză de liliac, ce frumos este să treci pe lângă, să simți un miros primăvara de, nu știu, de tot de liliac eventual, sau trandafirii vara, sau ori pământul când e proaspăt și umed și gras și natural și vegetal. Și am impresia că sunt și niște studii despre interacțiunea cu pământul că ajută la depresie, adică la scăpa de depresie. Da, da. Un fel de împământenire. Un fel de împământenire și până la urmă suntem la origine, suntem oameni ai naturii, suntem veniți din natură. Încercăm să ne protejăm, cum zicea și Corina, ok, ești din casă, ce vezi? Că dacă o să trebuiască la un moment dat să ieși din casă, dacă vezi tot beton și clădiri și asfalt și așa mai departe, nu prea te mai încântă să ieși din casă. Și într-adevăr, casa înăuntru se ordonezi cum trebuie și cum vrei tu și ai control mai mare pentru că nu prea sunt lucruri vii pe lângă tine în cum îți aranjezi casa, dar ai nevoie și de limita asta între ordinea pe care poți să crezi într-o grădină și haosul care vine când nu se întâmplă așa cum vrei tu, te stimulează să cauți, să cercetezi, nu mai zic de cât de bine e pentru copii să caute prin grădină mereu, să găsească, să nu fie totul tartan și pavaj și un platan, nu vreau să înjur niciun pom, dar ai două tăi, un platan, tartan și gazon, unde este interacțiunea copilului cu a descoperi ce vrea să facă, a cerceta cât mai mult, a căuta să facă cât mai multe lucruri. Sunt multe, sunt foarte multe. Sunt descoperă tigrul platanului, a.k.a. Da. Ploșnița dentalată a platanului. Da, sunt tot ce am învățat de la clienți, sunt s-au bucurat. În toată experiența mea de peisagistică, după ce am observat că am vorbit cu clienții de la terminarea grădinii și îmi spuneau de ce să bucurătoare, toate aspectele sunt foarte multe. Și calitatea spațiului și peisajele din jur îți sedimentează niște amintiri încă din copilărie. Îți sedimentează și îți compartimentează cumva viața în funcție de ce ți aduce aminte de miros, de un anumit de mirosul teilor, spre exemplu, îți aduce aminte că ai fost nu știu unde la bunica și ai mirosit. Întrebăm foarte, foarte despre pe clienții noștri ce plante recunosc și își aduc aminte că au avut o relație și că le-au plăcut ceva dintr-un anumit peisaj sau dintr-un anumit loc sau plante care
care se manifestă sub forma unor amintiri. Spre exemplu, am avut la proiectul de mai devreme cu traversele de cale ferată, ideea a venit de la o astfel de întrebare, ce amintiri aveți din peisaje și din excursii plăcute? Și clientul mi-a zis că își amintește din copilărie cum se plimba pe calea ferată. Și pur și simplu de acolo a rezultat parte din soluția pentru grădină. Ți-a plăcut să te plimbi pe calea ferată și mai ales mirosul de cale ferată. Și am căutat traverse de cale ferată pentru a readuce cumva acea amintire în mintea lui și să o aibă acolo în fiecare zi, să-și aducă aminte oricând are nevoie. De aici vine și unicitatea grădinii, care vine cu unicitatea clientului. Perfect. Cred că ni se putea concluzie mai bună. Mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit și mai mult le mulțumim lui Cristi și Corinei, pentru că ne-au dat peste 90 de minute din timpul lor pentru a ne povesti despre ceea ce au ales ei să facă în viața de zi cu zi, să le aducă și să le aducă bucurie. Mulțumim așadar tuturor. Ne revedem cât de curând la noua ediție a conferințelor noastre. Până atunci, dacă veți vedea înregistrarea mai târziu, așa cum am spus de fiecare dată, scrieți-ne, întrebați-ne, cu siguranță vă vom răspunde. Până atunci, seară frumoasă și liniștită în continuare. Mulțumim!